Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. După cum vedeți, este Gem Rush, ceea ce înseamnă că o să trească să mă joc extrem de mult în arena, ceea ce e oarecum trist, că nu prea vreau să mă joc atât de mult în arena. Data trecută, când a fost chestia asta, n-am reușit să fac Gem Rush. Am făcut undeva la 125, cred, de gemuri, ceva în genul, undeva pe la jumătate, știu că am ajuns. N-am fi, că mai ai ideea. Au băgat și pretinași ăștia o ofertă aici și așa. Nu mi se pare că merită, adică... Deci ai dau 1000 de gemuri pentru ratonul ăsta, că oricum nu-i cine știe ce mega șmecherie. E fain așa ca idee și chestii, dar nu-i cine știe ce mega șmecherie, părerea mea. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să plinești pe butonul de like. La 1000 de like-uri suntem super mega forță. Și hai să vedem ce primim și noi din chesturile astea super șmechere. Mi-am făcut un deck cu porc. Probabil ați văzut și la Madalin, dar nu 100% sigur dacă ăsta e deck-ul pe care l-avea Madalin. M-am uitat pe YouTube și am zis, bă, hai să caut un deck cu porc, că încet, încet îl duc pe nenea porc la level 10. Adică mai trebuie încă vreo 200 ceva de cărți, pe care le iau în vreo 2-3 miliarde de ani. Da, e ok, frate, adică nu-i panică. Am cumpărat și o tură de porci de aici și o echipă. Nu o să cumpăr legendarii chestul, nici nu am gemuri și nici nu o să bag, pentru că nu merit, adică nu mai am nimic ca și legendară ce să-mi trebuiască, adică, da. Dacă iau un graveyard, la ce mă ajută? Dacă iau un electro, la ce mă ajută? Că mai e ideea. Bun. Vom arăta toată deck-ul. Ăsta e deck-ul. Ăsta s-ar putea să fie un deck secundar. Deci nu o să mai donez executioner-ii. Deci e ok că îmi pică executioner din când în când. Acum probabil că nu mai îmi dă dacă am nevoie. Dar în fine. Ăsta n-ar fi un deck secundar, dar nu știu dacă mai funcționează Mega Knight-ul cum trebuie. Deci habar n-am. Uite un bug, cred. În fine, hai să ne băgăm un pic la spărtăneală. Bine, să deschidem chesturile și după aia la spărtăneală. Sunt curios, voi ce deck-uri aveți cu porc? Că nu. Practic, trebuie să-mi fac la un moment dat un deck secundar. După ce îmi upgradez deck-ul ăsta aproape de maxim ce pot să fac cu el. Și aproape de maxim mă refer că duc ăsta la 6, ăsta la 6, ăsta la 6 și după aia, practic, până fac o epică de level 7, durează extrem de mult și pot să mă ocup de deck-ul secundar. Bine, unul din astea două. Nu știu de care ar trebui, dar ăsta parcă îmi place un pic mai mult. Ca și Tornado și Executioner, ăsta e... E mai bun poate contra la, cum îl cheamă, pe la golem și alte tancuri. Ăsta îmi place care rachetă în deck. Mi se pare genial. Plus că e mai ieftin. Nu cu mult, dar e mai ieftin. Astăzi cred că o să luăm și gemonesurile alea, hopa, bănicei. Gemones, teslones și porci, frate. Ăștia trebuie să vină acum, cât mai mulți porci. A, ăsta nu, cu 2 elixiri, nu, că n-am cărți. M-au o carte cu 2 elixiri în deck. Dar asta o facem sigur. Dar e fain, că o să fac 20 de gemuri de aici, deci o să am undeva la 100. Și poate reușesc să fac 250, poate, dar nu... Nu cred, sincer. Arrows, bagabante. Înghețată pe bot, așa, asta e ok pentru că l-am în deck-ul ăla. Chiar mă, să mă uit rapid ce comune am în deck-ul ăla și... Asta e că, de fapt, ăsta l-am maxat deja. Deci numai asta mi-ar trebui ca și comună. Și oare la ce level pot să duc dacă am deja 3000 aproape? Cred că pot să duc undeva până în level 12-ish, cred. Nu cred. Dai 800 odată pentru level 10, cred. Nu, pentru level 11 cred că dai 800. Și pentru level 12 dai 1000 sau 2000, nu mai știu. Habana, nu mai țin minte. Știre pușcăria. 5000 dai oare pentru level 12? Nici mai știu, frate, ce cărți. Sau 2000, amă, stai că știu cum e. 2000 dai pentru level 12 și 3000 pentru level 13. Cred. Să moară Gibila, nu mai știu. Zopica. La limită. Bomberman-ul și Battle Ram-ul. Stai așa că știu ce carte am la level 12. La level 11, uite, de la level 11 până la level 12 dai 2000 de cărți și după aia cred că e 5000, cred. Cred că așa e, 5000 sau 3000. Cât dracu am dat oare pentru goblin când le-am făcut la level maxim? Și n-am nicio carte la level 12. Ca să pot să compar, dar în fine, aia. Ceva în genul pe acolo, oricum, sper că n-am lăsat de cu bun. Nimic interesant pe aici. Battle. Level 11, nu mai știu cum dă gemurile, parcă dă
5 pe prima, 10 pe a doua și 20 pe ăsta, ceva în genul, nu mai știu exact. Dăm blocheanul la pretinaș. Aoleu. Inferno Tower. Bă, asta nu-i chiar super bine. Chestia aia, să aibă oare lockbait? Că până acum azi două cărți din lockbait. Și de obicei nu prea văd Inferno Tower să fie folosit în, în arena. Oh, are și el solo vostru. Și de level 7, frate. Ce deck să fie ăsta? Opa. Aoleu, ăsta e grav, frate. Și grav pentru că uite și tu. Cu ce vine? Cu cârnaț de 11. Cred că are din nou logo. A, nu, Zop, ok. Mă rog, am pe ăștia la maxim. Level 11, frate. Ăsta rezistă 2 ani, frate, și mă. Măcar am pus și damage pe partea. Dar nu-i pun deloc. Nici nu știu ce cycle să-mi fac. Și m-aș aștepta să aibă un graveyard în deck, sincer, cu, cu giant-ul ăla. Adică nu cred că merge numai așa giant-ul ăla în curugol. Bun, trebuie să aibă Inferno Tower, o să-l bagi undeva pe aici așa. N-am de ales, gen. Aoleu, bate așa săbiuță. Trebuie să facem asta ca să moară Rahoni aia. Bine, am să zic Ratoni aia, dar... Raton. Tot aia. Și o să-mi bată din cycle-uri, ceva de genul. Tot dă cu cât e un Rahat din ăsta care există extrem de mult. Dar o să încerc să-i fac acum manevră. Și mă duc partea asta cu graveyard. Dacă iau taurul, m-am scos. Oricum, ideal e în gemraș să scot taure cât mai multe. Adică nu neapărat să câștig meciul. Gen, m-ar mulțumi mai tare să pierd un meci. Dar să iau două turnuri, sincer, chiar m-ar mulțumi mult, mult mai tare decât să câștig un match la un tower, de exemplu. Și avea asta, n-avea logo, frate. Sau, n-am avut o impresie corectă, 30 de secunde. Dăm așa. Să aibă din nou Goblin Gang-ul, din păcate, dar aș vrea să folosesc poison aici, ca să fiu 100% sigur că iau taurul. Bun, 5 gemonesuri. O să bagi aici giant-ul sau aici, ok. Am înțeles. Hehe, țăpă laina, prostă laina, mâncam ei tene și să-mi mănânci. Dar nu ești chiar bine, adică țăpă laina, dar nu prea. Holy cârnaț. Da, e gata, șmecheria. Ce să faci, frate? Giant de 11, ești nebun. Rezistă la 5 ani. De asta zic că ar trebui schimbat în jocul ăsta, să nu mai existe cărți cu peste 3000 HP și 3000 mult, da, păi cât au ăștia. Uite și tu, 5000 HP aproape, carte maxată, rară. Fireball de 10, adică practic electro-ul meu era pistol cu apă. Că să fă, calma. Și-l ajunge la 4200 cu decul ăsta. Cu cărnaț giant. Nu știu, mi se par mega OP cărțile care au atâta HP. Și chestia e că dă și mult damage, adică uite și tu, 307 damage. Să facă un echilibru, ori are mult HP, dar nu dă damage, ori are mult damage, dar nu are HP. Bun, și dacă luăm tot câte 5 gemuri, o să dureze extrem, extrem, extrem de mult până facem gemrush-ul. Și mai ales că uneori nu reușesc să iau nici măcar un tower. Din păcate. Punem așa. Și n-am de ales. Un Rahat din ăla dă vreo 200 și ceva damage. Un Friar Spirit. Aoleu. Aoleu. Poate așa în săbiuță, bretin. Ești baga bun rău. Hai că luăm damage-ul ăsta acum că... E ok-ish, adică... Decât să mai pun și Bowler-ul să-l folosesc aiurea. Luăm niște damage. Bun, o să-și bage din nou cuptorul undeva pe aici. 99.9% aia trebuie să facă. Ok, Zopis, interesant. Păcat că nu rezistă extrem de mult solo-ul vostru.
să tancheze și nu prea am cine să-mi dea acolo tare mult damage. Vine și doamna Valkyrie. Păfelie. Trebuie să aibă și porcul acum în cycle. Aici n-am de ales și trebuie să folosesc Baby Dragon-ul, că asta dă extrem de mult damage. El acum are porcul în mână, nu știu exact dacă o să-l și lanseze, dar ok, l-a lansat pe nenea porc. Tragem aici și-o. N-apucă nicio bucată. Oricum are avantaj imens față de mine acum. Și cred că are și elixir advantage. Advantage. Patru bărbați, what the fuck. Trebuie să mă obișnuiesc să nu-l mai pun pe ăsta fix în față la... Aoleu. Fix în față la tower, pentru că de multe ori... Ha, bă, dă cu bila odată. Pentru că de multe ori am luat-o urât așa. Când avea ceva cu splash damage sau chestii. Are oare ceva să-mi fac... Ai, mă, uită-mă că o știu să pun în spate. Nu-i prost, prostul, dracu. Oh, și poison are, frate. Uită, bă, ce counter îmi dă din nou. Vă lași în săbiuță. Hai, domnule, porc, lasă vrăjala. Du-te, dracu. Nici de ciudă nu te las. A, ține frizul 2 ani. Ești proști. Dăm aici tot ce avem. Bucile, cum o cheamă pe asta, Valkyriei. Du-ti, ue, du-ti și tanchează la tiaș în mașină. Poți să dai tu poison-ul, că vine solo vostru, băiat deștept, ești nebun. Altă viață cu level 10, chiar dacă nu. N-au jucat rău. Noroc că am activat și King Tauru și alte vrăjeli. Dar nu mai cișa. Bun, 10 gemuri din 2 meciuri. Să vedem cât a fost ăsta cel mai mare. E, destul de purjales. Și porcul de nou, adică nu-i un deck super, super, super slab. Să zici, bă, ai 4.1, what the fuck? Ăștia cred că îl fac să fie destul de scump. Da, în fine, ne doare la Bananezaurus. Încă un pic și fac și eu level 11 și atunci o să fie mult mai interesant. Bun, level 12. Dacă n-are cărți super mari, îl bat. Bine, sau dacă n-are golem sau rahatul alalt, numită Lava Cărnaț. Că practic astea sunt cărțile contra la care joc super prost. Gen cărțile cu extrem, extrem de mult HP. Nu știu ce mi se pare atât de greu să joc contra lor. Deci de-astea faci. Hai, coi, ce dai, mamă, îl bate, ești proști. Nu a fost o variantă bună să-l bag acolo. Și nici pe ăsta nu l-am băgat bine. Trebuia să mai aștept un pic, dar na. Eu mă grăbesc, frate, eu mă duc acolo. Deci aș aștepta. Ce dracu. Îl bate pe ăsta perfect. Problema e că am făcut destul mult waste de elixir și problema e că am luat și mult damage pe tower. Și în ideea în care ăsta are 3000 plus HP pe tower, sunt într-un dezavantaj destul de mare și eu n-ar fi trebuit să o joc așa, dar în fine. Ce să fac, n-ai ce să fac, greșelurile se împlântă. N-am de ales. Chiar nu vreau să mai iau damage. N-am voie să mai iau damage. Punem așa. Poate reușesc să scot pe asta cât mai rapid. El trebuie să aibă din nou porc în mână și wizard-ul ăla boulangerie. Asta cred că mi-l bate pe Bowler. Ok, acum sigur îl bate. Și-o schimba ținta fauterul. Și cred că ar trebui să fac binduri, să joc din butoane, gen WASD sau ceva. Să nu mai trească să vin până aici jos, să duc carte acolo și chestii că... E destul de mult timp pierdut așa. Hai, domnule Boler, bagă, aoleu. Fraier bolu. Hai să o gândim un pic. Trebuie să aibă Vagabond aia în mână. Să punem așa, hai mă că punem așa, că aș vrea să iau și cotiețul ăsta. Patru bărbați, ok, am înțeles. Aia am chișă graveyard-ul, practic. Să chișă pe graveyard, ue.
Jesse. Nu te mai chișa, Jesse. Dăm așa, până un alt am ieșit în ea Bolerus. Unii mai dau bilă la prostia, la prostia porc. Dăm graveyard, bagă 4 bărbați. Ok, o băga cuptorul cu microunde. Poate că nu a fost cea mai bună idee a lui. Ăsta aș zice că e un 90% egal. Opa. L-a băgat pe sugaci. Îi rupem spatele rapid și hai să încercăm din nou un atac. Facem un pic cycle-ul diferit de data asta. Aoleu. Facem un pic cycle-ul diferit și acum trinte și porcul. Dacă trinte porcul e greșeală. Dacă a băgat acolo electro, a fost bine pentru el. Îi luam taur dacă băga porcul. Chiar mă gândeam ce fain ar fi să bagi porcul ăsta să-l tragă în sule. Ultimul graveyard. The last of the graveyard, the Mohican. Cârnaț. Dacă ar fi tankat ăsta ar fi fost fain, da. Neneac sunt așa mai special de fel. Ok, egal. Bun, acum să ne gândim un pic logic. El e level 12, eu sunt level 10. Dacă el era level 10, 652 HP, oare se duce așa până așa? Hai să ne uităm care e diferența între towere. Asta e mă, ăsta. 4300 și ăsta, 4300. Loc de 3, nice. Bun, 3340, stai, ăsta e, prinse stau, 3346 și eu cât am? Unde n-ai basiu? Ce de... A, nu pot să... A, uite, mă îndrept tot profilul lui, what the fuck. Măi, mă, când dracu am ajuns eu CH3, știi, mă? 2. Deci 3300 și ceva avea ăla, nu? Acolo. Deci oricum peste 600 HP. Erau șanse destul de mari să-l bat, să-l fă bătut deja. Că a rămas cu 600 HP. 600 și ceva. A, diferența de level o salva. De asta zic că în unele situații m-ar salva și pe mine diferența de level. Sau, nu, dacă aș avea level mai mare. Încă un level 12, corect, adevărat. Odată ce te apropii de 4100, s-o cam duci mecheia, adică nu mai dai cu level 11. Rău la level 12, frate, sau 13. Spârcozinii, frate, și spârcozinii de 3, nu, asta e problemă mare. Contra la decul cu spârcozinii, din ceva motiv am cam pierdut, nu chiar de fiecare dată, dar 90% din timp. Au, și Bomberman. Asta e decul clasic. E Bomberman, Spârcozini și Rahatul ăla, cum îi zice, Giant. Aole. Uită-te și tu. N-are voie, n-are voie, dacă ajunge Spârcozini m-am dus. N-am avut de ales, frate, trebuia să pun acolo chestii cât mai rapid, că Spârcozini de level 3 cred că dă vreo 1800 damage, ceva în genul. Și 100% sigur că are Giant. Adică trebuie să aibă Giant, ăla e decul din câte știu. Și acum ar trebui să aibă cycle teoretic la Giant plus Spârcozini în spate. Nu 100% sigur că l-ai decu, dar așa am văzut. Gen, ultima dată când am jucat contra la Spârcozini. Facem asta, pentru că o să-l țin mult pe Spârcozini acolo pe treabă. E un pic aiurea că nu tanchează nimeni pentru graveyard. Ar fi fost ideal dacă... dacă reușeam să trimit Rahatul ăsta undeva mai în față. Dar uite că tot am pus extrem de mult damage. Deci tot e mulțumitor. Punem bulangii ăștia mici aici. Și după aia facem asta. Opa. Te rog, zic că spargi Spârcozinii. Mă l-o spar, frate. Nu te încarci, dă-ti dracu. Hai, te rog. Mega Knight, frate. Haide, pui mei. Dai, frate, meu, că ăsta nu joacă la Giant, ești proști. Ăsta joacă la Mega Scârțar. Mega Mufos. Dă-i acolo să fie. Te rog, mai dai o bilă, dă-i și la prostia asta mică, ăsta te sparge. Aoleu. Ok, hai că a ieșit ceva.
am mai căcat un Mega Knight, bravo boss. Oh, cacă frate meu ăla, n-are nicio treabă. Goblin Gang, Juravion, Imagine Tractor. Toată lumea la Sugales. Wow. Hai că lasă sară, dă-l în pușcărie. Poate că nu a fost cea mai bună idee să lasă sară. Bagă Spărcozini, fi idiot. Te rog. Fi prostă. A, mă, nu-i prostă Moluno. Iar locă cap ăsta. Îl punem așa pentru că bagă Goblin Gang în spate. Vezi? Dacă băgam Knight-ul, o luam în mână. Și nu-i bine să o iei în mână câteodată. Dai. Aoleo, Spărcozini, lua la șansabie pe Spărcozini. Ce, iar pușcă temniță. Du-te, domnule Graveyard, te rog, ajută-mă să câștig acest match. Nu sări, o sări, mă, prostia. Bun. Poison și l-am spart, frate, mamă, ce bine am jucat asta, ești bun. Ca un adevărat campion păsate. 21 de minute, mamă, frate, cât au trecut de rapid timpul, ești nebun. Hai că ne oprim aici și prietenaș. Porsche nu donăm. Mamă, cum m-a spart pe ăsta, deja asta chiar n-a dat-o fain. Oricum nu era cine știe ce mare șmenar. Trecut destul de ok, uite, frate, toate comunele la level 12, ești nebun. Deci avea aproape toate cărțile astea la maxim. În fine, cam asta a fost episodul, fraților, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, luăm de like-uri, suntem super mega forță și poate dați și voi un follow pe Instagram, că practic acum l-aveți 14 undeva pe jos, tot timpul. Cam asta a fost, aveți o zi super faină, salutare!